Proiectul de la CET merge înainte, dacă în 10 zile nu se întâmplă ceva rău. Oricum merge înainte. Dacă anul trecut eram al doilea oraș din România după Constanța, care semnam finanțarea aceasta din bani europeni prin PNRR, aproape 100 de milioane de euro, acum suntem primul din România care finalizează licitația. Așteptăm, așa cum a subliniat și dumneavoastră, perioada de contestații pentru a semna contractul. Atenționez și pe această cale, să nu fiu înțeles greșit, dar dacă avem contestatori de ăștia de serviciu, numai să se afle în treabă ca să ne întârzie, îi vom da în judecată și vom cere despăgubiri pentru fiecare zi de întârziere, deoarece banii din PNRR trebuieți consumați lucrările finalizate până la finalul lui 2026. De aceea noi suntem într-o competiție foarte serioasă cu timpul. De aceea mă bucur și felicit pe cei din Comisia de Licitație că au reușit să finalizeze într-un timp record, îi spun eu, această licitație. Cum de asemenea mă bucur că este cea mai mare investiție valoric în municipiul Arad din 90 încoace. Dincolo de importanța valorică, importanța pentru cetățean și pentru orașul nostru de a avea unitate de producție modernă, nu cum o avem acum cu utilaje pe care scrie Made in RSS și mai au și o steluță roșie acolo, ci de secol 21, care să producă o gigacalorie, adică o apă caldă și la robinet și în calorifer, la un preț cât mai scăzut. Și să subliniem și acest lucru, vom continua bătălia și pentru a obține finanțare și apoi a înlocui rețelele din oraș, pentru că între cele două capete, consumator, cetățean și producător, CET, dacă pierdem jumate din căldură pe drum, ce-am făcut? De aceea lucrăm la ambele proiecte, mă bucur că acesta este înaintat și aștept cu nerăbdare să se apuce de lucru. Fază de proiectare undeva la jumătate de an. Proiectare cu execuție, proiectarea foarte scurtă, tocmai pentru a câștiga timp și să se apuce de treabă, că avem nevoie de centrală cât mai repede. Când? 2 ani? Un an? Când, de an? Când se apucă de lucru? Da. În... Și când termină? Păi n-are de ales. Înainte de finalul 2026 trebuie să fie funcțional. Eu sper că doar iarna care urmează să o mai avem pe acest sistem învechit. Prin urmare, în cursul acestui an, în a doua jumătate a anului, din vară încolo, ar trebui să fie cu proiectarea finalizată și să se apuce de lucru. E un domeniu complex, sunt echipamente complexe, diverse, de la construcție până construcție civilă, de clădire, de pereți, până la cazane speciale, până la rețele de gaz, până la rețele de energie electrică. Nu e un lucru simplu, de aceea am încercat să împingem lucrurile cât mai repede posibil, tocmai pentru a nu rata cumva această finanțare. S-au mai vehiculat și câteva aspecte din astea mai hazli despre ce înseamnă relația cu Botoșaniu, finanțator, echipă de fotbal, etc. No, chiar se joacă cu Botoșaniu săptămâna viitoare, dacă nu mă înșelun, și o să-i batem și acolo. Din câte știu, e una dintre cele mai mari companii românești din domeniu, prin urmare nu are nicio legătură. Ca dovadă, uite că mi-ați adus, ca dovadă își permite să finanțeze o echipă de fotbal din prima ligă, chiar dacă nu e foarte bine clasată, spre, fără bani publici. E finanțare privată acolo. Așa că, hai UTA!